Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Lumința Iordache, bun găsit în studioul Antena 3 Călăraș. Alături de noi se află astăzi domnul Cristian Gavrilă, președintele Clubului Sportiv Danubius Călăraș, alături de două componente, de fapt patru componente, ale echipei de senioare. Bun venit! Bine v-am găsit! Cu permisiunea dumneavoastră am să încep cu prezentarea fetelor. O prezentare scurtă, să vă cunoască lumea, că sunteți minunate. Da. Cum te numești? Croitorul Irina Maria. Câți ani ai? 20 de ani. De câți ani ești la CS Danubius? De 2 ani de zile. Și poziția pe care joci? Extremă stângă. Extremă stângă. Și în afară de handball, cu ce te mai ocupi? Antrenez echipele de baby handball și mini handball. Uh-huh. Ok. Tu? Cum te numești? Dumitru Letiția. Ai câți ani? Am 20 de ani. Activez de 2 sezoane la această echipă și joc pe postul de portar. Și în afară de... În afară de asta... Tot la fel, baby handball și mini handball. Am înțeles. Ce deci faceți echipă și vă ocupați de cei mici în interiorul clubului. Domnul Gavrila, aș vrea să-mi faceți pentru început o prezentare a clubului, să vă cunoască mai bine lumea. Clubul Sportiv Danubius Călăraș are o activitate de peste 10 ani în activitățile sportive, dar ca și secție care activează în campionatul național este secția de handball feminin la mai multe nivele. Mă refer acum la echipa de divizia A, care activează de 3 sezoane în campionatul național în seria B. Acum suntem pe locul 4, undeva cu 5 victorii și 5 înfrângeri. La junioare 2 suntem în seria B a campionatului național, iar la junioare 3 în seria C. Avem la grupele de mini handball și baby handball de care se ocupă fetele undeva la peste 30 de copii. Aici sunt fluctuații pentru că unii copii vin, alții pleacă. Sunt la faza de inițiere și cunoaștere și în funcție de abilități sau ce considerei că este handbalul, rămân sau pleacă de la secția respectivă. În total, câți sportivi aveți înscriși? Cred că avem peste 120 de copii, dar v-am zis, sunt fluctuații, deci oricum avem peste 100 de copii, peste 100 de fete în general. Avem și băieți la grupele mici, la baby handball și mini handball, pentru că mai departe, la grupele de juniori, partea de masculină este... să zic așa, preluată de Clubul Sportiv Școlar Călăraș, unde sunt de atâția timp antrenor, profesor care se ocupă specializat pe această disciplină. De la ce vârstă pot veni copiii să înscrie la clubul dumneavoastră? Cei mai mici copii la noi au fost undeva la 5-6 ani, adică între 5 și 6 ani și, mă rog, vin din punctul nostru de vedere, activitățile sunt ok ca și loc de desfășurare, activăm în cadrul sălii de sport a școlii gimnaziale Tudor Vladimirescu. Acolo este o sală regulamentară pentru handbal. Avem trei poziții prin rotație, fac antrenamente și fetele mici și fetele mai mari, adică junioarele, și echipa de divizie printre ele sau pe lângă ele. La grupa de junioare 2 și 3 avem alte persoane care se ocupă de pregătirea acestor grupe. Să vă fac cunoștință și cu respectivele persoane. Și la echipa de seniori întotdeauna am fost ajutați, să zic, benevol, pe bază de voluntariat, de băieții de la AHC Dunărea Călăraș, în funcție de timpul lor disponibil și, bineînțeles, și de programul lor de antrenament. Până la sfârșitul anului mai aveți meciuri în divizia națională? Mai avem meci la sâmbătă la ora 13 la divizie, după care avem meci la junioare 2 la ora 15 tot la sala de școlii Tudor Vladimirescu. Iar înainte de aceste meciuri avem și activitate finanțată pe partea de pe legea 69, pe parte de echipament nou și să zic tot ce înseamnă accesorii pentru pregătirea grupelor, de fapt a 40 dintre participanții care fac parte din clubul nostru, proiect finanțat de Consiliul Județean Călăraș. Deci undeva în jurul orei 11-11.30 urmează să facem această activitate. Avem finanțare, dacă permiteți, avem finanțare pe legea 350 la grupele mici, la grupele de junioare. Această finanțare este undeva în septembrie, cuprinsă pentru perioada septembrie-decembrie 2019, iar pe legea 69 avem de la Consiliul Județean, ce v-am povestit mai devreme, cu echipamentele pentru semestrul 2 2019, iar de la Primăria Municipiului Călăraș avem
pe semestru 1 un buget de 70.000 de lei, iar pe semestru 2, 2019, un buget de 70.000 de lei, iar pe semestru 1, 2020, undeva la 100.000 de lei. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această finanțare pentru club? Înseamnă, să vă zic așa, o siguranță, o stabilitate pentru că am avut această finanțare, ne-am permis cumva să purtăm niște discuții cu niște jucătoare care au alt statut, mă refer că sunt un pic, adică au experiență mai mare decât fetele pe care le-ați văzut mai devreme, ele fiind undeva la vârsta sub under 21 la grupa de tineret și, bineînțeles, și cerințele lor sau, să zic, dorința lor de a fi răspătită contraprestația activității sportive este diferită de a celor mai mici ca vârstă. Vom face o scurtă pauză și vom cunoaște și celelalte componente sigur ale echipei de senioare. Am revenit cu celelalte componente ale echipei de senioare. Bine ați venit! Bine, o să începem cu o scurtă prezentare. Cum te numești? Mă numesc Despinesc Bianca. Am 32 de ani. Cât? Sunt mămica la doi copii. Dumnezeu! Bun! Da. Și ești la CS Danubius din... De 2 ani jumătate, cam așa. De 2 ani și jumătate. Da. Și da. Pe ce post Portar. Joci? Și în afară de handbal, te ocupi și cu altceva în cadrul clubului? Eu stau cumva mai în umbră așa. Am că ajut când pot, în mare parte, pentru că ținând mereu sunt copii după mine. Exact. Ținând cont că ai copii un pic mai dificil. Da, exact. Un fel de manager din urmă, așa, da. Un team manager, pentru că este o relație specială între ea și fetele, cel puțin cele mai mici, pentru că le crește, ca să spun. Deci, și dacă e mămică, altfel rezonează cu cei mici. Da. Cum te numești? Bună ziua! Bună ziua! Pitaș Juan Alexandra. Câți ani? 32. 32? Da. Încă nu mămică, ca să o auzi. Încă nu. Bun, pe ce post interstâng. Și ești de câți ani la club? De o săptămână. De o săptămână? Da. După ce am primit finanțare. Deci ne-am permis să aducem o jucătoare și sper să mai putem să aducem cel puțin o jucătoare. Când am văzut că ne putem permite să satisfacem anumite pretenții salariale pentru jucătoarele respective. Este singurul transfer făcut? Pentru anul ăsta nu, mai avem încă un transfer, dar era junioare, care face primul an de seniorat, dar este, să zic, un transfer care ne ajută din toate punctele de vedere și pe partea de echipă de senioare, ca și joc, și pe partea de pregătire a grupurilor de junioare de care vă spuneam pe proiectul respectiv, pentru că este și profesoară de educație fizică și cu specializarea handball. Deci te ocupi și de cei mici. Da, junioare 2 și 3. Federer le place foarte mult de iar ca și antrenoare și sperăm să fie o colaborare de lungă durată. Am înțeles. Și vreți să mai faceți și alte transferuri? Am mai vrea, dar depinde totul, v-am spus, de finanțare. De finanțare, pentru că știți, sunt multe sincope. Politicul, din păcate, nu întotdeauna este favorabil sportului din anumite considerente. Deocamdată e bine, dar să știți cum e, să vedem banii. Să existe o continuitate. Exact, da. Bine. Deci în momentul de față v-au ajutat, dar dacă există continuitatea și dumneavoastră puteți să vă desfășurați activitatea în condiții bune. Îmi spuneați că ați primit finanțare. Bănuiesc că finanțarea aceasta a venit pe baza unor proiecte depuse. Vorbiți-mi un pic despre proiecte. De 3 ani de zile, de fapt, am mai depus și înainte cu... de acești 3 ani, am mai depus și alte proiecte, dar de 3 ani de zile primim finanțare pe legea 350. În general a fost o finanțare cu o valoare mult mai mică decât ce am primit anul acesta și problema pentru finanțările pe legea 350 era că perioada ei de desfășurare era, să zic așa, jumătate din campionat, adică de când semnai contractul până la sfârșitul anului calendaristic respectiv. Adică cumva în decembrie trebuia să finalizezi toate activitățile prevăzute în proiect. Pe legea 69 ți se permite să faci proiect pe un an competițional, da? Deci nu calendaristic, și atunci este mult mai bine, dar să vă spunem, a fost o siguranță, pentru că știți și dumneavoastră până se votează bugetul național, după aceea până se aprobă, așa, durează așa, și... Da. Și erau niște sincope care nu se permitea să antamezi niște discuții sau să
ofer siguranță anumitor jucătoare. Dacă mi-ați spus că există totuși o diferență la finanțare, cât primeați, de exemplu, cât ați primit anul trecut și cât ați primit anul ăsta? Ca să ne dăm un pic seama despre ce diferență este vorba. Deci, haideți să începem cu primul an. Uh-huh. În primul an am primit undeva la 35.000 de lei pe legea 350, atunci era pentru o grupă de junioare. Noi avem o piramidă, să zic așa, bazată deci cu baby handball și mini handball, junioare 4, junioare 3, junioare 2 și am ajuns la senioare. Acum, cu 3 ani în urmă, când am primit prima oară finanțare, a fost o finanțare exclusiv pentru junioare de 35.000 de lei pe legea 350. Asta în funcție și de proiectul pe care dumneavoastră îl depuneți. Da, da, da. Deci noi facem proiectul în funcție de ce vrem să înscriem în campionatele naționale, în funcție de respectivul proiect primești un anumit punctaj și... Uh-huh. Deci în primul an ați mers pe junioare. Numai exclusiv junioare au fost. Da. Următorul an? Următorul an am primit undeva la 70.000 de lei, deci a fost... S-a dublat? Dublă, exact, da. Atunci am avut două grupe înscrise în campionatele naționale și în afară de grupele respective noi avem activități în proiecte și pentru grupele care nu sunt înscrise în campionatele naționale, dar totuși desfășoară activități de pregătire, gen meciuri amicale sau deplasări în campionatul municipal al AMH și București, este un campionat separat de campionatul FRH. După aceea, deci, asta a fost, vă spuneam, pentru două grupe de vârstă înscrise în campionatele naționale, după care am primit undeva la 120 de mii de lei. Uh-huh. Pentru septembrie-decembrie 2018, acolo am avut o grupă de junioare și fetele de la senioare. Problema cea mai mare, dacă îmi dați voi, era că s-a terminat decembrie și din ianuarie 2019 până când s-a aprobat bugetul și proiectul ăsta, noi efectiv ne-am descurcat, sau să zic așa... Din resurse proprii. Da, și cu împrumuturi și cu alte lucruri care ne-au permis gen un fel de ajutor fără, să zic, nu finanțare cu bani, ci cu alte lucruri. S-au asigurat niște mese, s-au asigurat cazări, un fel de parteneriat așa, facem publicitate noi și ne ajută cu ce pot. Și pentru acest sezon competițional ați primit? Pe acest sezon competițional am primit, deci pe 350, 50.000 de lei din partea primăriei municipiului Călăraș, uh-huh, cu activități pe grupele de junioare. 50.000 de lei este bugetul autorității finanțatoare, Consiliul Local al municipiului Călăraș, și noi avem acolo un 30.000 contribuție beneficiar aport propriu pentru activitățile exclusiv pentru junioare care se desfășoară în perioada, v-am zis eu, septembrie-decembrie 2019. Deci asta a fost pe 350, uh-huh, da? Pe legea 69 avem un proiect, se numește Da Performanței. Acolo avem ca și finanțare din partea Consiliului Județean parte de echipamente și accesorii, ce vă spuneam că sunt necesare pentru desfășurarea activităților și de antrenament și de meciuri, 50.000 de lei, cu 10.000 de lei contribuție din partea noastră ca beneficiar și tot pe legea 69 cu proiectul cu același titlu Da Performanței, de la primăria a municipiului Călăraș, 70.000 de lei pentru semestrul 2-2019 și 100.000 de lei pentru semestrul 1-2020. Și a spus că această finanțare vă acoperă partea de cheltuieli și vă puteți derula... Pe partea de divizie, uh-huh, da? Rămâne problema la echipele de junioare pentru că v-am spus să termină finanțarea pentru ele cu decembrie 2019, dar ele au meciuri și în condonare și în ianuarie și februarie și martie și așa mai departe. Obiectivul nostru și la grupele de junioare este să ne calificăm mai departe, măcar cu o echipă la turneele semifinale, după care chiar și la turneul final, și respectivele activități implică alte cheltuieli pe care, vă spun sincer, întotdeauna am găsit sprijin la părinți, pentru că ei sunt, să zic, principalii susținători, donatori, contributori, cum vreți să le spuneți, care le susțin activitatea celor mici. Și cele mari, zic eu, cumva că sunt cât de cât ok pentru tot sezonul competițional 2019-2020.
Noi bineînțeles că ne dorim să accesăm și pe legea 69, pe legea 69 pentru semestru 1-2020 și de la Consiliul Județean pentru a ne susține o parte, pentru că avem prinse anumite activități, nu toate activitățile pe care le desfășurăm în cadrul clubului le-am prins în proiectul respectiv, dar v-am spus, este oricum foarte bine și este un început. Sperăm să continue și în 2020-2021 să... Nu știu, deci din punctul nostru de vedere noi ne dorim mai mult, atâta timp cât avem piramida de care o spuneam în spate, cumva zic eu că există viitor și cred eu că merită și copiii cei mici să ajungă la nivel de senioare și să continue activitatea. Pe fiecare generație sunt 3-4 jucătoare care pot reprezenta Călărașul, în, chiar și zic eu, în ligile superioare, mă refer aici la... Mi-ați spus că intenționa să depuneți în continuare proiecte pentru anii ce vor urma, dar în momentul de față ați identificat soluții, în afară de părinții care susțin și donează pentru echipele de junioare. Există și o altă soluție? Adică... Până în momentul de față, când nu erau cooptate fetele de la senioare, să zic așa, se ocupe de pregătirea celor mici, mi-era foarte greu să mă ocup să alerg, să zic, pentru sponsorizări și ea. Începând de săptămâna trecută, când a venit și Oana, și cu ajutorul și celorlalte fete, eu cred că o să am destul timp sau oricum mai mult timp la dispoziție pentru a reuși să adun măcar un 50%, dacă nu poate chiar mai mult, de la... Din partea sponsorilor. Din partea, da, altor contributori. Mi-ați spus că avem aici cel mai nou transfer făcut în urmă cu o săptămână. Cum au fost ultimele două meciuri din punctul dumneavoastră de vedere? Cum au evoluat fetele pe teren? În ultimele două meciuri la care au participat și noua achiziție Oana Bideașcu, s-a văzut ce înseamnă experiența fetelor care au trecut inclusiv la echipe de ligă. Noi nu le avem pe toate cu noi, dar sunt fete la care aș vrea să le aduc măcar un pic numele în discuție. Este vorba de Vâlcu Mirela, Pavel Maria. Ele au experiență și din experiența lor împărtășesc și celorlalte fete, dar despre meciuri și cum s-au văzut respectivele meciuri încheiate cu două victorii, aș vrea să vă vorbesc mai mult Oana. Povestește-ne, Oana, un pic. Cum vezi tu? Cum vezi tu acest început în echipa CS Danubius Călăraș? Bine, venirea mea aici a fost... nu știu, puțin surprinzătoare și pentru mine și pentru ele, bineînțeles. Aveam de gând să îmi pun ghetele în cui și să mă ocup de parte de antrenorat, profesor, dar... Am insistat ceva. A insistat puțin, da. Și am decis să fac și partea de joc și antrenorat. Cum să spun că a fost? A fost un pic dificil pentru că nu cunoșteam decât două fete de aici, care mi-au fost și colege la un moment dat și... Mi-a fost un pic mai greu, pentru că eu, având o vârstă, ele sunt mai mici, dar prin joc, eu zic că un pic ne-am adunat, adică m-am adunat cu ele cumva. Uh-huh. Și primul meci a fost unul mai ușor, dar... Și de acomodare, bănuiesc. Exact, și a fost un pic, aveam așa un trac, dar mi-a trecut. Apoi a fost meciul din deplasare, care l-am câștigat un pic mai greu. A fost de bătaie, cumva. Și... Probabil victoria te-a motivat. Cumva, da. Nu mă așteptam. Cu toate că am venit și am zis... Știam echipa cât de cât. Și o jucătoare în teren, să spun, care m-ar fi ajutat, era Mirela Vâlcu. Și a fost un ajutor. Ne-am ajutat una pe alta și așa a venit și victoria, cumva. Și mă bucur pentru asta. Tu de unde vii? Momentan, eu sunt din Botoșani deloc, Botoșa. Dar ultima echipă la care am activat este FC Argeș, Pitești. Și să înțeleg că după o săptămână de acomodare și meciuri la Călăraș, nu regreți decizia luată? Nu regret. Sper să țin tot așa, adică îmi doresc. Din punctul nostru de vedere, așa cum am discutat, v-am spus managerul din umbră, Bianca Dospinescu, vrem să aducem plusuri la echipă. Din punctul nostru de vedere, este un plus și cred că și celorlalte fete le-a plăcut surpriza pe care le-am făcut-o și îmi doresc să mai vin măcar cu o surpriză până la sfârșitul sezonului, anului, pentru că perioada de transferă se termină cumva în ianuarie și aș vrea până atunci, pentru că urmează
marți pe 19 și tragerea la sorți pentru Cupa României și la băieți și la fete și în funcție de respectiva tragerea la sorți poate ne favorizează cumva sorții și să accedem la o fază superioară, să mai venim cu un transfer cu un plus pentru echipă. Depinde, v-am zis, de mai multe, din mai multe considerente și... Un pic mai devreme îmi vorbeați despre finanțare și ca să ne facem totuși o idee de ansamblu, de exemplu, pentru un meci în divizia națională, care ar fi cheltuielile? Cu deplasare, cazare sau ce include? Seria în care suntem noi acum nu ne implică cheltuiel de cazare. Uh-huh. Masă deocamdată n-am avut prins în buget cel puțin până acum și să vedem cum vom reuși să facem și lucrurile acestea, probabil din fonduri proprii. Un arbitraj ne costă undeva la 1300 de lei, 1400 de lei, depinde de unde vin arbitrii, pentru că arbitrii sunt delegați în fiecare săptămână, nu știm noi, ca să prevedem cumva cheltuielile respective. Deplasările în general sau ce de dorit până la București sau până la Constanța costă undeva la 700-800 de lei dacă mergem cu microbuzul sau dacă mergem cu alte mijloace de transport în funcție de mijloacele respective. Nu sunt, adică cheltuielile până la urmă pentru desfășurarea activităților sunt în funcție și de numărul fetelor participante, pentru că noi cumva recompensăm implicarea fiecărei sportive în activitatea clubului și în funcție de... Probabil și performanța și rezultatele obținute. Absolut. V-am spus mai devreme că avem obiectivul lucrurilor 1-4 și ne dorim să, cu îndeplinirea obiectivului respectiv, să cumva să obținem finanțare și pe viitor. Pentru că, vă dați seama, când nu am avut finanțare, ne-am bătut undeva la ultimele locuri. Acum, cu o stabilitate financiară și o siguranță pentru sportivele respective, ne dorim mai mult. Ne dorim și noi accederea în barajul pentru Liga Națională, dar să vedem când se poate și când se pot finanța și aceste dorințe ale noastre. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit și înainte să închei și să vă mulțumesc pentru prezența în studio, vreau să le spuneți călărășenilor și persoanelor interesate unde vă găsesc. Unde pot veni cu copiii să se înscrie la clubul dumneavoastră? Deocamdată, cel puțin încă o perioadă, zic eu, pentru că avem un număr de spectatori undeva în jur de 200 de spectatori pentru meciurile de divizie, sala de sport a școlii Tudor Vladimirescu ne este suficient. Acolo ne desfășurăm și antrenamentele și atunci acolo ne vor găsi cel puțin până pe 8 ianuarie. Sau vor primi informații de la secretariatul școlii sau undeva? Da, avem un site, pe site-ul respectiv spunem orele de antrenament pentru fiecare grup în parte, avem acolo numele de telefon de contact, am împărțit și am distribuit și niște flyere, niște fluturași în școli pentru noi suntem mai mult pe partea de feminin, ca și sport feminin și ca sport de echipă. Suntem singurul sport din județul Călăraș care are grupe, vă spuneam, de la baby, mini, până la senioare, ceea ce zic eu că înseamnă ceva, este o muncă susținută de curs de 10 ani și credeți-mă că a fost foarte greu. Deci, din punctul meu de vedere, abia acum încep și eu să mă pot ocupa și de alte lucruri. Au venit fetele și v-au luat o parte din responsabilități. Pentru că v-ați manifestat și dumneavoastră interesul către această disciplină sportivă. Noi le dorim succes și echipelor de handbal, și echipelor de fotbal, și echipelor de futsal, activează și în județul Călăraș și tuturor sportivilor care ne reprezintă atât la campionate naționale cât și la cele europene, mondiale și olimpice, la toate disciplinele de sport. V-am spus că și noi avem în cadrul clubului mai multe secții, dar deocamdată ne-am axat pe asta. Eu zic că este o nișă foarte bună și este un sport foarte frumos, cu rezultate și performanțe la nivel de echipe naționale care ne reprezintă cu succes în mondial. Tuturor celor care fac performanță și duc numele județului nostru și îl fac cunoscut atât la nivel național cât și la nivel internațional, le transmitem și noi felicitări. Vă urăm mult succes în campionat și vă mulțumim pentru prezența în studio. Mulțumim și vă așteptăm și la meciurile noastre.